Hello, dragii mei, bine ați venit în grădina cu idei. Așa vedeți, cum vedeți în spate, am decorat, însă o să vă arăt mâine ce am făcut zilele astea. Acum vreau să vă arăt un pachet, pentru că tocmai am primit un pachet de la prietenii noștri cei mai buni din România. Rămâneți alături de noi și după aceea mai vorbim. Ok, te o faci onorurile. Aici cred că s-a întâmplat ceva, că văd că e puțin rupt, ud. Ia să vedem. Hai, te o... Să nu-l doară. Să nu-l doară, da. Operații pe cord. Ia să vedem. Era bun de proiectoreasă. Discuți cu farfuria. Hai, măi, Teo, acum chiar te... Da. Ia să vedem cine a trimis nouă Roxana. Dar cred că de aici au curs ceva, că vezi că și acolo și acolo asta e. Asta ce eu pierdeș, asta. Nu, asta au pus deasupra ca să acopere. Așa. A, ia dar uite. Eu cred că totuși nu curs de aici, nu curs cur. De la altul. De la alt pachet, da. Dar Dinico a avut inspirația ca să-l ascute da. Cu plasticul ăsta. Așa. Da, uite că vezi. S-a spart, no, s-a spart un borcan. S-a spart un borcan. E, asta na. Asta e o față de masă. Model tradițional. Știi că mie îmi plac lucrurile astea tradiționale. Asta s-o pun de Crăciun, cred că pe masă. Da, aici cred că e... Acolo trebuie să fie ceva și s-o spart. Nu, s-o spart. Asta e împachetat din. Păi ia să vezi. Și acolo. Vreau să zacuscă. Probabil că da, acolo e zacuscă. Da, s-o spart. Alei, aiurea că eu vreau să mă... Crede-te o farfecă. Dă farfecă să desfacă tata. Cred că vin. Uite ce-ți place ție. Zghihară de... zghihară de huș, vezi? Bun, grație, Victorie. S-o gândit, el știa bine și ce-ți place. Papucei de casă, ăștia sunt foarte buni. Acum la noi aici, cu noi cum nu purtăm... A, și uite, Merry Christmas! Asta e purtăm, da, uite, așa se sortează așa bine. Stai să nu-i pupe asta, că... Așa. Îmi pare rău că s-o spart borcanul ăla, că aș fi... S-o spart, nu? Scoate-l de tot. Încă, uite, doar l-am pachetat destul de bine. Și nu știi cum o trântit cutia. Da. Nu știu dacă mai poți să le nu, n-ai. Cu sticlă n-ai cum. Miroasă, Chico? Așa, ia să mai vedem. Și ăla e spart? Nu, ăsta e... Asta e zacuscă de ciuperci aia. Da? Asta e de ciuperci. Și asta a fost de... Tot, cred că... Nu. E altceva, că e zacuscă? Zacuscă, tot ciuperci. Ciuperci? Da. Aici? Da, da, ciuperci. Ăla e... Da. Ia să mai vedem. Alt borcan, bine cum s-o spart și ăsta. Asta e dulceața de gutui. Dulceața de gutui. A, perfect. A să facem clătiti sau mâncăm cu ceai. Foarte, uite, dulceața de gutui. Pus o grămadă de borcani cu... aici. Da, eu îți ștergi cu chestia aia. Așa, cu așa. Aici și. Mai e un tricou. Un tricou trebuie să fie. Da, un tricou. Cred că asta e pentru tine. A, uite. Pentru Adi. A, pentru Adi, da. Da, cu... un tricou aș foarte frumos. Și aici trebuie alt tricou. Alt tricou, cred că e a tău acela. Sau tata. Nu. Mi-a trimis. Ți-a trimis ghihara ție. Pentru tine. Pentru tău tata, nu? Da. Ia. Cred că da, e la... Santa Iez! Adică? Moș Crăciun se uită la tine sau te... se gândește la tine. Se uită la tine. Se uită la tine. Cred că ăsta vara nu prea poți să-l îmbraci. Vara nu, dar poți să-l îmbraci. Iarna, da, ca în loc de pijama poți să o folosești. Cum îi spune? Azi că luăm la Londra. Da, da. Alt borcanel. Aici și? Căpșuni, trebuie să fie dulceață de căpșuni acolo. Așa. Alte... Alți papucei.
Astea să cred. Papucii mai tine. Da. Să mă jurut eu. Ia ce frumos îți vezi. Da, tăi te-o să aici și așa să mă mătă. Hai, din Nicu. Lumea mică, da. Asta o tai, să știi. Da. Așa. Și altceva, asta cred că... E un, o agenda, trebuie să fie, 2012. Mm-hmm. Da. Agenda. Agenda, da. Avem la... avem la agenda, da. Așa. Și radiere. Și radiere, da. Mm-hmm. Una cu roșu și una cu albastru. Mm-hmm. Una a ta și una lui Adrian. Da. Așa. Asta e, da, e cerebră în... Da. Și acolo, ia să vedem, tot așa trebuie să fie o cană, da. Tot cu motive tradiționale. Mega cană. Oh, ce frumoasă e asta, superb. Asta e bună pentru vin fiert. Superb, foarte frumoasă. Îmi place, îmi place foarte mult. Asta și cu asta sunt minunate. Și avem asta acolo... E, cred că preferată mea. Preferată tău. Ciocolată. Da, astea sunt cerebi. Am văzut și aici, am văzut și aici în Italia din astea. Da, astea sunt frumos așa aranjate. Da. Ok. Thank you very much. Foarte frumos. Dragii mei, vreau să vă spun că suntem foarte bucuroși, foarte încântați de pachetul care ne-a trimis prietenii noștri din România. La rândul nostru l-am trimis și noi, dar acum câteva săptămâni în urmă. E ca un fel de Secret Santa, dacă vreți. Vreau să vă spun că eu nu am filmat, adică am filmat, dar n-am postat ieri, pentru că am avut o mică problemă de sănătate, și anume știți că a recidivat problema mea cu urechea, asta e punctul meu slab, urechea. Am făcut o frumoșică otită, așa încât nu prea am avut nici chef, nici inspirație să postez. De filmat am filmat câte ceva, dacă vreți, cu o zi înainte am fost la un târg de Crăciun și probabil că acolo m-a lovit urechea, acolo s-a strânit otita mea, pentru că a fost cam frig, am fost cu capul descoperit și asta s-a întâmplat. Deși am filmat, așa cum vă spuneam. Thank you.
așa cum vă spuneam, o să postez probabil mâine, voi posta ce am mai reușit să fac prin casă și dacă vreți, cam de aici pornește și frustrarea mea, pentru că sunt genul de om care își propune să facă foarte multe lucruri, dar din toate astea, toate lucrurile astea nu reușesc să fac tot ce îmi propun și de aici pornește și frustrarea asta a mea. Dar mâine o să revin cu un clip, o să vă arăt ce am mai făcut prin casă, ce am mai decorat și ce am mai mâncat, da? Pentru că vă spuneam eu săptămâna trecută că vreau să țin post și am făcut un meniu de post. O să vă arăt pe aici pe acolo ce am mai gătit, ce mâncăruri am mai făcut, ce am mai mâncat, ca să demonstrez că într-adevăr sunt decisă să țin post. Nu știu, am ținut săptămâna trecută post așa într-o proporție de 80-85% pentru că am mai scăpat pe aici pe acolo, dar în mare cam m-am ținut de meniul care l-am pregătit. Astăzi o tocană de legume, mi-am pregătit aici legumele pe care le voi folosi. Am un ardei din ăsta gras și niște ardei din ăștia mai mici și așa colorați, ca să aibă așa mai multă culoare tocănița. Ceapă, o zucchină, o vânătă și nu am, am descoperit că nu am bulion, n-am roșii în bulion și voi folosi roșii din astea, așa. Din astea cilegine, cum se spune. Iar în loc de carne voi folosi stracete de soia. Soia arată cam așa, e deja feliată. E foarte ușor, foarte la îndemână de pregătit această tocană. Ok, imediat mă apuc de construit tocana de legume cu carne de soia. Avem o ciorbă de cartofi, am încălit înainte toate verdețurile astea, dovlecel, morcov, ceapă, am și o ceapă roșie și puțin ardei gras. Și acum o să pun cartofii pe care i-am tăiat așa cubulețe, așa, și voi pune un pic de apă și le las la fier până se înmoaie cartofii. Și la urmă voi adăuga borș, pentru că mi-a trimis sora mea borș, așa că voi face un borș adevărat tura asta. Iar asta avem orez integral cu ciuperci și e aproape gata. O să mai scad un pic apa. O să dau puțin piper ca să fie așa mai aromat. Meniul
pe care l-am pregătit. Astăzi a gătit de fapt Nicu, pentru că vă știți că sâmbătă și duminica se mănâncă pește și a gătit Nicu. Mai făcut el rețeta asta, e vorba de pisică de mare la cuptor, deci tot pește cum ar veni. O să vă arăt imediat cum arată rețeta lui Nicu. Și cam asta este. Deci ne comparte pisica de mare. Da, tăiat-o. Ai tăiat acolo. Pisicile, că a fost una și cu puiul. Puiul l-am pus aici. A, deci a fost mama și cu fiul. Da. Deci trebuie lingură, măi. Trebuie lingură mai adâncă. Da, deci asta este cina. Prânzul, cina, tot. La cină eu. Prânzul de duminică. O rețetă de pisică de mare, inventată de Mr. Nicu. Cu măsline fără sâmburi, dar, dar mai au, există sâmburi. Mai sunt și sâmburi, da. Și câte un peșteșor, grijă la oase. Un peșteșor rebel. Mm-hmm. Ok. Și cam asta este, cam asta vreau să vă spun. Să mă scuzați că ieri am lipsit de pe baricade, dar am avut problema asta cu urechea, nu știu ce să fac. Pe cuvântul meu, asta e marea mea problemă, urechea. Când mi-e lumea mai dragă, când mă simt și eu mai relaxată și mai bine, poc mă tuflește o tită. Sufăr de mult de problema asta, nu știu, trebuie să fie un tratament, ceva, habar nu am, dar tura asta mă simt un pic mai bine, am luat niște medicamente, mi-am pus niște picături cu antibiotic în ureche și am luat și calmante pentru că sunt niște dureri crunte, crunte, măsăgeată în creier, în creier măsăgeată durerea. Și da, cam asta este. Încerc o dată scuze că am lipsit ieri și sper că în ziua asta să pot să postez și de mâine încolo să continui cu decorațiunile. Da? Măcar atâta plăcere să am și eu. Vă pup!